Bună dimineața! Astăzi vom începe să citim Cartea Iov. Vom parcurge primele 5 capitole și vom afla despre necazul lui Iov, plângerile acestuia și o parte din discursurile prietenilor săi. Dar mai întâi câteva cuvinte despre carte. Iov, alături de Proverbe și Eclesiastul, aparține cărților sapiențiale, adică de înțelepciune. Ea prezintă istoria unui om neprihănit care trece prin suferințe, în ciuda integrității și a loialității sale față de Dumnezeu. Titlul Iov vine de la numele din greacă și latină, Hiob sau Iob. Ambele se bazează pe numele original al cărții în limba ebraică. Iov este personajul central al cărții și, deși nu este evreu, se închină singurului și adevăratului Dumnezeu. Numele Iob era în formă arhaică fie Aiab, care înseamnă unde-i tata sau fără tată, fie Aiub, care înseamnă dușmănit. În contrast cu Iov, care nu este evreu, autorul cărții făcea parte cel mai probabil din poporul israelit, motiv pentru care folosește în dreptul lui Dumnezeu numele israelit al legământului, Iahve. El folosește și anumite forme arhaice din limba ebraică. Dincolo de aceste indicii, autorul cărții Iov rămâne anonim și din textul biblic nu se știe despre el nimic altceva. Întrucât contextul din Iov prezintă multe similitudini cu perioada patriarhilor biblici, tradiția antică susține că Iov ar fi prima carte scrisă a Bibliei. Conform acestei concepții, Iov a fost scrisă de Moise, autorul primelor 5 cărți ale Bibliei, cunoscute și ca Tora sau Pentateuhul. O traducere timpurie a Bibliei în siriacă a urmat această tradiție și în canonul său a plasat cartea Iov imediat după Pentateuh. Iov a trăit în țara Uz. Acesta era un ținut din regatul Edomului, situat la sud-est de Marea Moartă, în jumătatea sudică a Iordaniei. Vechii locuitori ai țării Uz, horiții, urmași ai lui Uz ben Dishan din Seir, au fost identificați fie cu huriții veniți din vecinătatea Caucazului, fie cu un trib de troglodiți care locuiau în peșteri sau bordeie. Esau s-a așezat în Seir, unde după cucerirea și asimilarea horiților s-a înmulțit și în 4 secole a devenit un popor, un mic regat. Nu știm dacă Iov era horit, după cum o arată numele țării sale Uz, sau edomit, ori metis, ținând seama de cuceritorii țării. Probabil că Iov a trăit în mileniul al doilea înainte de Hristos. Istoria sa evocă vremurile patriarhilor cum ar fi Noe sau Avram, care aveau mulți slujitori și numeroase cirezi de vaci și turme de oi și de capre. În perioada aceea, jertfele se aduceau în cadrul familiei, nu în sanctuare. Speranța medie de viață era mai lungă decât în perioadele următoare. General vorbind, patriarhii conviețuiau în pace și liniște cu oamenii din răsărit, dintre care unii erau recunoscuți pentru înțelepciunea lor. Cei 3 prieteni ai lui Iov și chiar bandele de atacatori menționate la începutul cărții aparțineau probabil clanurilor din lumea patriarhală. Cartea lui Iov prezintă povestea unui om care își pierde familia, averea și sănătatea și care se luptă cu întrebarea de ce. Prologul ne informează despre integritatea lui Iov. Viața sa evlavioasă devine motivul unei dezbateri în ceruri între Dumnezeu și Satana. Pentru că tratează subiectul suferinței omenești, cartea lui Iov este una dintre cărțile cel mai dificil de interpretat. În același timp, această carte de înțelepciune a fost privită drept una dintre cele mai mari capodopere literare ale lumii. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga scriptură. Iov 1. Prolog. Era un om în țara Uz, al cărui nume era Iov. Omul acesta era integru și drept.
El se temea de Dumnezeu și se ferea de rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. El avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un număr mare de servitori. Era cel mai însemnat om dintre toți fiii Estului. Fiii lui obișnuiau să meargă unii la alții și să țină pe rând câte un ospăț în casa fiecăruia. Ei le chemau și pe cele 3 surori ale lor ca să mănânce și să bea împreună cu ei. Când zilele fiecărui ospăț ajungeau la sfârșit, Iov îi chema și îi sfințea. El se scula dimineață de vreme și aducea arderi de tot pentru fiecare dintre ei, zicând: poate că fiii mei au păcătuit și l-au blestemat pe Dumnezeu în inimile lor. Așa făcea Iov în fiecare zi. Primul necaz al lui Iov. Într-o zi, fiii lui Dumnezeu au venit pentru a se înfățișa înaintea Domnului. Satan a venit și el în mijlocul lor. Domnul l-a întrebat pe Satan: de unde vii? Satan i-a răspuns Domnului și a zis: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe întinsul lui. Domnul l-a întrebat pe Satan: te-ai uitat la slujitorul meu Iov? Nu mai este nimeni ca el pe pământ, un om integru, drept, care se teme de Dumnezeu și se ferește de rău. Atunci Satan i-a răspuns Domnului și a zis: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu ai pus tu un gard de protecție în jurul lui, în jurul casei lui și în jurul a tot ce este al lui? Tu ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și averile lui s-au înmulțit în țară. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și vei vedea dacă nu te va blestema în față. Domnul i-a zis lui Satan: iată, îți dau pe mână tot ceea ce are, numai asupra lui să nu-ți întinzi mâna. Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului. Într-o zi, în timp ce fiii și fiicele sale mâncau și beau vin în casa fratelui lor, cel întâi născut, a venit la Iov un mesager care i-a zis: în timp ce boii tăi erau la plug, iar măgărițele pășteau lângă ei, niște șabeieni s-au năpustit asupra lor, i-au luat, iar pe slujitori au trecut prin ascuțișul sabiei. Doar eu am scăpat ca să te înștiințez. În timp ce acesta încă vorbea, a venit un altul și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut din ceruri și a ars oile și slujitorii și i-a nimicit. Doar eu am scăpat ca să te înștiințez. În timp ce acesta încă vorbea, a venit un altul și a zis: niște caldeeni, împărțiți în 3 cete, au năvălit, ți-au luat cămilele, iar pe slujitorii au trecut prin ascuțișul sabiei. Doar eu am scăpat ca să te înștiințez. În timp ce acesta încă vorbea, a venit un altul și a zis: fiii și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare, întâiul născut, și iată că un vânt puternic a suflat dinspre deșert, a izbit în cele 4 colțuri ale casei și astfel casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Doar eu am scăpat ca să te înștiințez. Atunci Iov s-a ridicat și a sfâșiat mantia și și-a ras capul. Apoi s-a aruncat la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecul mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat! În toate acestea, Iov n-a păcătuit și n-a pus nenorocirea pe seama lui Dumnezeu. Iov 2. Al doilea necaz al lui Iov. Într-o altă zi, fiii lui Dumnezeu au venit pentru a se înfățișa înaintea Domnului. Satan a venit și el în mijlocul lor pentru a se înfățișa înaintea Domnului. Domnul l-a întrebat pe Satan: de unde vii? Satan i-a răspuns zicând:
de la cutreierarea pământului și de la plimbarea făcută pe el. Domnul l-a întrebat pe Satan: L-ai văzut pe slujitorul meu Iov? Nu mai este nimeni ca el pe pământ, un om integru și drept, care se teme de Dumnezeu și se ferește de rău. Chiar și acum el rămâne neclintit în integritatea lui, deși m-a instigat împotriva lui ca să-l distrug fără motiv. Atunci Satan i-a răspuns Domnului zicând: Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viața sa. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele lui și de carnea lui și vei vedea dacă nu te va blestema în față. Domnul i-a zis lui Satan: Iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Satan a ieșit din prezența Domnului și l-a lovit pe Iov cu bube dureroase din talpa piciorului până în creștetul capului. Iov a luat un ciob de lut cu care să se scarpine și s-a așezat în cenușă. Atunci soția lui i-a zis: Încă rămâi neclintit în integritatea ta? Bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mori! El i-a răspuns: Vorbești ca o femeie nebună! Ce, să primim de la Dumnezeu doar binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov nu a păcătuit deloc cu buzele sale. Cei trei prieteni ai lui Iov. Trei prieteni de-ai lui Iov, și anume temanitul Elifaz, șuhitul Bildad și naamatitul Țofar, au auzit de nenorocirea care s-a abătut asupra lui și s-au înțeles să meargă împreună la el ca să-l compătimească și să-l consoleze. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai recunoscut. Ei și-au ridicat glasul și au plâns. Fiecare și-a sfâșiat mantia și au aruncat cu țărână spre cer deasupra capetelor lor. Apoi s-au așezat lângă el, pe pământ, timp de 7 zile și 7 nopți. Ei nu i-au spus niciun cuvânt, căci vedeau că durerea este foarte mare. Iov 3. Plângerea lui Iov. După toate acestea, Iov și-a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. Iov a zis: Să piară ziua în care m-am născut și noaptea în care s-a zis: S-a zămislit un băiat. Să fie schimbată în întuneric ziua aceea. Fie ca Dumnezeu să nu se îngrijească de ea din ceruri, iar lumina să nu strălucească peste ea. S-o învăluie negura și umbra morții, s-o acopere un nor, s-o înspăimânte umbrele din timpul zilei. Noaptea aceea s-o cuprindă bezna. Să nu fie inclusă în zilele anului, să nu fie numărată între luni. Iată, noaptea aceea să fie stearpă, să nu se audă niciun strigăt de bucurie în ea. Blestemată să fie de cei ce blesteamă zilele, de cei ce sunt pregătiți să întărâte Leviatanul. Termenul Leviatan este folosit în Vechiul Testament atât cu referire la mitologia canaanită, desemnând un monstru marin, cât și în sens literal, făcând referire la o specie de animal marin, impresionantă și de temut, de al cărei corespondent modern nu putem fi siguri. Să se întunece stelele din amurgul ei, să aștepte lumina, dar în zadar. Să nu vadă ploapele zorilor, pentru că n-a închis ușile pântecului mamei mele și n-a ascuns necazul de ochii mei. De ce n-am murit la naștere și n-am pierit când am ieșit din pântec? De ce au fost genunchi care să mă primească și sâni care să mă alăpteze? Cum aș fi stat culcat și liniștit? Aș fi dormit și m-aș fi odihnit cu împărații și sfetnicii pământului, care și-au construit morminte impresionante,
cu prinții care au avut aur și care și-au umplut casele cu argint? Sau de ce n-am fost îngropat ca un avorton, ca un prunc care niciodată n-a văzut lumina? Acolo cei răi nu te mai tulbură și acolo cei obosiți se odihnesc. Acolo prizonierii se bucură și nu mai aud glasul asupritorului. Cel mic și cel mare sunt acolo, iar sclavul este liber de stăpânul lui. De ce îi se dă lumină celui nenorocit și viață celui cu amărăciune în suflet? Celor care tânjesc după moarte, dar care nu mai vine, care o caută mai mult decât pe o comoară ascunsă, celor care nu mai pot de bucurie și de veselie când găsesc mormântul, omului a cărui cale este ascunsă și pe care Dumnezeu l-a îngrădit de jur împrejur, căci suspinul meu vine înaintea pâinii mele și gemetele mi se varsă ca apa. Lucrul de care mă îngrozeam foarte tare a venit asupra mea și lucrul de care mi-era frică a venit peste mine. N-am nici pace, nici liniște și nici odihnă, iar tulburarea a venit peste mine. Iov 4. Primul discurs al lui Elifaz. Atunci Elifaz, temanitul, a răspuns și a zis: dacă ar îndrăzni cineva să-ți vorbească, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă? Iată că tu i-ai învățat pe mulți și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale i-au ridicat pe cei ce se clătinau și au întărit genunchii care se îndoiau. Dar acum necazul a venit asupra ta și ești supărat. Te atinge și ești îngrozit. Nu este oare teama de Dumnezeu încrederea ta, iar curăția căilor tale speranța ta? Te rog, adu-ți aminte. A pierit vreodată un om nevinovat? Sau unde au fost nimiciți cei drepți? După cum am văzut eu, cei care ară nelegiuirea și seamănă necazul le culeg roadele. Suflarea lui Dumnezeu îi nimicește, iar izbucnirea mâniei sale îi distruge. Urletul leului, glasul leului fioros și colții leilor tineri sunt zdrobiți. Leul cel puternic piere din lipsă de pradă, iar puiile oaicei sunt risipiți. Mi s-a spus un cuvânt pe ascuns, urechea mea a auzit o șoaptă. În mijlocul frământărilor din timpul vedeniilor avute noaptea, când oamenii sunt cuprinși de un somn adânc, m-au cuprins groaza și tremurul. Groaza a făcut să-mi tremure toate oasele. Un duh a trecut prin fața mea, atunci părul de pe trup mi s-a zbârlit. S-a oprit, dar nu i-am putut desluși chipul. Înfățișarea cuiva era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea: poate omul să fie drept înaintea lui Dumnezeu? Poate el să fie curat înaintea Creatorului său? Dacă nu se încrede Dumnezeu nici chiar în slujitorii săi și găsește greșeli chiar și la îngerii săi, cu atât mai mult la cei ce trăiesc în case de lut, ale căror temelii sunt în țărână și care sunt striviți mai ușor decât o molie. De dimineață până seara sunt zdrobiți, pier și sunt dați uitării pentru totdeauna. Nu le este smuls să oare funia cortului lor? Ei mor, însă fără să fi dobândit înțelepciunea. Iov 5. Strigă, îți va răspunde cineva? Spre care dintre cei sfinți te vei întoarce? Mânia îl omoară pe nebun,
iar invidia îl ucide pe cel nesăbuit. L-am văzut pe cel nebun prinzând rădăcini și imediat i-am blestemat locuința. Copiii săi sunt departe de a fi în siguranță, sunt zdrobiți la poartă și nu este nimeni să-i scape. Cel flămând îi mănâncă secerișul, adunându-l chiar dintre spini, iar cel însetat râvnește bogăția lui. Pentru că nenorocirea nu iese din țărână și necazul nu răsare din pământ. Totuși, omul este născut pentru necaz, tot așa cum scânteia este născută pentru zbor. În ce mă privește, eu îl voi căuta pe Dumnezeu și lui Dumnezeu îi voi spune cauza mea. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. El dă ploaie pe fața pământului și trimite ape pe câmpie. Îi înalță pe cei smeriți și celor în necaz le dă siguranță. El strică planurile celor vicleni și astfel mâinile lor nu au succes. El îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor, iar planurile celor înșelători sunt zădărnicite. Ziua sunt în întuneric, iar la amiază bâșbâie ca în timpul nopții. Îl scapă pe nevoiași de sabia gurilor și din mâna celui puternic. Astfel, cel sărac are speranță, iar nedreptății îi se închide gura. Iată, ferice de omul pe care îl mustră Dumnezeu! Prin urmare, nu disprețui disciplinarea celui atotputernic. El răgnește, însă tot el leagă rana. El zdrobește, însă tot mâinile lui vindecă. Din 6 necazuri te va scăpa și nici în al 7-lea nu te va atinge niciun rău. Te va scăpa de la moarte în timp de foamete și de la lovitura sabiei în timp de război. Vei fi adăpostit de biciul limbii și nu te vei teme când va veni nenorocirea. Vei râde înaintea nenorocirii și a foametei și nu te vei teme de vietățile pământului, pentru că vei face legământ cu pietrele câmpului și vietățile câmpului vor trăi în pace cu tine. Îți vei ști cortul în siguranță și când îți vei căuta lucrurile, nu vei găsi nimic lipsă. Vei ști că urmașii tăi vor fi numeroși și odraslele tale vor fi ca iarba pământului. Vei intra în pământ înaintat în vârstă, ca un snop de grâu treierat la vremea lui. Iată că noi am cercetat aceasta și așa este. Ascultă și să știi aceasta pentru tine însuți. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Te rog să scrii în comentarii părerea ta despre discursul prietenului lui Iov, despre discursul lui Elifaz. A fost acesta o încurajare pentru Iov sau o condamnare? De asemenea, ce crezi că era duhul acela care i s-a arătat lui Elifaz în timp ce dormea? Era un trimis al lui Dumnezeu sau altceva? Scrie, te rog, în comentarii. Te felicit pentru că ții pasul în această călătorie spirituală. Dumnezeu să ne ajute să citim Biblia până la capăt. Să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!